Ce să mai știu? Eram așa matoală. Cum? Matoală? Cetățeană, Dumitra Zanfira. Scrieți tot așa cum s-a întâmplat. Păi ce să... Lasă țigările. Dumneata umbli așa, în stare de ebrietate, în hoteluri, în București. Dar ai buletin de vindere, da? Da. Și dacă cine am voie? De-aia m-ați adus aici? De-aia. Ți-am chemat să completez declarația pe care ai dat-o la miliție în legătură cu cele întâmplate între dumneata și cei trei bărbați. Cetățeni străini la hotelul Dorobanți. Cum se scrie tu? Dar nu i-am mai spus odată. Păi nu s-o fi înțeles, eu am talent la scris. Eu dansez. Cetățeană Zanfira Dumitru, aici e procuratură, nu bar de zi. Scrieți declarația imediat. Hai că nu avem timp de discuții. Hai. Tomane Gheorghe, nu? Da. Te rog, ia loc. Eu te-am chemat. M-ați adus aici. Că eu am scris acolo la miliție în declarație tot cum s-a întâmplat. Sunt nevinovat. Ești nevinovat? Matei, ies puțin la o țigară. Ești nevinovat? Dar numai că victima a murit între timp și din pricina asta dosarul a ajuns la mine. Pușcăria mă mănâncă. Ea nu fie așa de sigur. Vai de cap. Eu de ce crezi că sunt aici? Nu crezi că deja ai fi fost condamnat de mort dacă era așa simplu? Ce zici? Uite, Toma, am studiat dosarul. Toate probele sunt împotriva ta. Vreau să te gândești liniștit și încet. Să-ți amintești un amănunt, un martor, ceva, orice, orice, cât de mic. Care să te ajute, pentru că toate probele din dosar sunt împotriva ta. Nu mai știu. Mi-a sărit în față și atunci am frânat, brusc. Domn procuror, cât îmi dați? Nu eu hotărăsc asta. Depinde de foarte, foarte multe lucruri. Și te rog să nu mă mai domnești atâta. Chiar nu-ți amintești nimic, nimic? Era o femeie care zicea că l-a văzut pe
cu dreptul ăsta, când a traversat cu spatele cavalei. Olimpia Eugenia Casnică? 70 de ani? Nu știu. Zice, victima a traversat reglementar strada cu Nu. Nu, era o femeie care zicea că l-a văzut cum a traversat pe după tramvai. Altă femeie? Da. Ești sigur? Da. Și ții minte cumva cum arăta, cum era îmbrăcată? Nu. Păi cine dracu să știe în grămădeala aia? Că... Toți mă jurau și țipau lui. Domn procuror. Da. Te rog, fă-l. Și am învățat aici. Da. Și pe mine, dar... Aici, în dosar, scrie că te-ai născut la Tămășești. Da. Acolo am și crescut. Acum 2 ani am plecat de acasă. Și mai faceți baie la Iazola cu Salcea Strâmba, Milo? Nu. A secat. Ne duceam tocmai în vale, la pod. Sunteți de pe acolo? Toate astea sunt probe, Toma. Și toate sunt împotriva ta, ține minte. Mai avem foarte puțin timp. Trebuie să te duci acasă, să te gândești o dată și încă o dată, să încerci să găsești un amănunt, oricât de mic. Nu mai am ce să mă mai gândesc. Toma, și dacă găsești un amănunt sau orice urmă posibilă, mă cauți. Ești liber. Ce? Dar nu știți cât o să-mi dea? Nu știu. Mai vorbim. Da. Bună ziua. Dar cine era băiatul ăla? Un accident de tramvai. Care își prefigură... Mulțumim că ne-ați primit aici și că am reușit să stați de vorbă cu noi și să vedeți că aparent așa da, cum... Despre Butelii, te rog, despre Butelii. Suntem, nu vrem să vă lăsăm să plecăm cu o impresie proastă. Despre Butelii, te rog, dacă ești drăguț. Infirmă. Ceea ce privește Buteliile, gândul nostru, să știți că nu era de a le înstrăina de la... Ci de a numai de a împrumuta, pentru că... A noastră să terminase. Nuntă, știi? Da, ați avut nuntă, da? Da, domn procuror. Eu nu. Și ați împrumutat-o? Da. Dar dânsul ce căuta pe gard? Pe unde? Eu sunt pe asistentul domnului. Nu știu, dispare așa la un moment dat în timpul și nu știu, nu răspund. Salută pe gard. Probabil. Da. Nu m-am uitat. Simultan cu operațiunea lui, nu m-am uitat instantaneu. Deci ați împrumutat-o asta? Da, o fi auzit, probabil o chemare. Dar cum l-ați împrumutat-o dacă poarta era încuiată?
Da? Era. Nu mai vorbesc de ușă, că era și ușa. Ușa, da. Am auzit noi ceva și atunci s-a suit. Dar așa târziu s-a făcut? Da. Bine. Bună ziua. Dar rămâna. Dar rămâna. Deci le-ați împrumutat? Eu așa zic. Da. Dar cum l-ați împrumutat în lipsa omului? Asta vreau să vă întreb. Asta se numește împrumutat sau? Da, dacă nu era se numește? Se numește împrumutat. Furt. Deci? Furt. Deci furt. Mai departe, ascult. Dacă... să știți că... Dacă știam că vă dăm atâta bătaie de cap de asta cu văd că... Noi să știți că o plătim. Cât e la stat? 325 de lei. Așa mult? La stat. Dăm 4... 500. Guanță. Ilie. Guanță Ilie. Guanță Ilie, vreau să te întreb dacă ai idee cât costă o butelie de fapt. Așa, dacă e... Depinde. Nu, 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 depinde. Nu. Poți să dai, de exemplu, cine are... Nu. Eu nu te întreb cât costă nici la stat. Nici cu cât o dădeai tu dacă îți puteai să o vinzi? Nu. Vreau să te întreb, dacă știi cât costă pentru un om care are 3 copii și trebuie să le facă de mâncare tot timpul? Guanță Ilie. N-are preț, să știi. Da. Înțelegi? N-are preț. Fă-le, te rog, formele de arestare. Gata. Să trăiești! Domnul procuror, eu mâine tot mă plecam la mare. Acum, clar, așa nu facem nimic aici cu chestia asta. Ești ocupat, acum, gata, hai. Să trăiți. Salut. Nu mai uit puțin când dosarul băiatul vrea la... ala cu tramvaiul, știți. Bună seara. Tu erai. N-am mai fost pe aici de când era cămin de fete. Mariana, nici nu te-am recunoscut. Hai, mă. Ocupați-o, nu. Marile, aici m-ai adus tu pe mine la Baera. Dacă știe că nu te duc la Lido, de ce ai venit? Pentru Dorica, da. Vezi fără gălăgie. De ce am venit? Mâncat, ne-am înțeles. E liniște. Ne înțelege. Bă, Liri, pune și tu ceva la casul ăla. Da, dar nu știu unde e priza. Lasă că o găsim noi. Vrei să aprinzi lumina aia? Ce să vă pună? Ce vrei tu? E tare, cum se dă mai încet? Mamă, ce hârâia la dracu! Și mâncare, nu? Păi da, ce mai întâi? De la toată lumea, rupe frumos! Sănătate. Mâncați? Nu. Păcat, e pui de la țară ăsta, e foarte bun, nu se găsește la oraș. Da. Mersi. Gata, ajunge. Da. Alo! Mă, e de bine, măi! Zi-mă și tu ceva. Mutule. Ce muian are ăsta? Cum te cheamă? Așa, nenică, ai și tu un nume. Ia de aici, moțule.
La mulți ani, nea Tudore. Și noroc, nea Tomiță. Ma, să vă spun un lac, milițian. Termină, mă. Da, vorbesc de funie în casa spânzuratului. Am dă-i dracu procesul lor, las că scap tu. Hai, la mulți ani. Noroc, Tudor. Chiar e ziua ta? Mă, da. La mulți ani. Nu, acum. Sper că nu te-ai plictisit. Nu. Uite, asta pentru că acum ești studentă. Ți-ai văzut visul cu ochii, trebuie să se poată aici, nu? Nu trebuia. Ba, trebuia că... Imediat, Sanda. Închide urechile. Da. Bafta, studențește, nu? Stai. Stau. Cum te simți acum, studentă? Bine, bine. E atracus la tine. Good luck. De ce nu te însori? Păi, mâine pe la 10. Să știi că la noi în oraș erau două fete îndrăgostite de tine. Colege de ale mele. Eram și frumos. Servește? O cafea? Bă, de unde ai găsit toate atâtea bunătăți? M-am pregătit, să știi. Nu, o să iau o cafea. Maica ta ce face? Se bucură că are fată studentă. Dulce. Și tu? Ți-ai luat mașină? Nu. Bine, vin imediat. Salut. O să te rog să mă ierți o jumătate de oră. Dacă vrei, nu, pot să plec și eu. Nu, nu, chiar te rog să rămâi. Dar cine era? Trebuie neapărat să pleci, nu? Trebuie. A dat cu cuțitul în mine până să-l somez eu. Știți, eram flagrant. Era cu valizele. Pe mine m-a chemat recepționera. Ia de-n carana. M-a crestat, s-a reușit cu arc. Cu arc. El a dat, am tras. Unde l-ai împușcat? În umăr. Acum știți. Da, trebuie să anunțăm. Vino cu mine. Nea Petrica, ia o mașină și du-l la spital. Hai, fuga. Să vă pasez? Nu se amășară. Hai, mă, pe salvare aici. Trece, nu-i nimic. Un telefon aveți cumva? Da, vă rog. Cum o să rezolvați cu... Ne descurcăm. Alo, Sanda? Vreau să mă iertați. Știu, dar nu știu că e târziu, dar... Îl coase aia acolo. Într-o lună de zile e sănătos tun. Mulțumesc. Sănătos? Mă bun să vină un dement din asta să-l găurească iar. Să-i chemăm pe aia de la ascensor? Ai răbdare.
Sunt procurorul Matei. Te somez să cobori. Nu cobor! Ascultă-mă bine! Ești recidivist! Te-ai opus arestării! Ai rănit un milițian, gândește-te bine ce faci! Băsați-l mie! Dar tu n-ai băgat și șunel? Mă bine, dai gâtul singur cu mâna mea! Nu viu! Ai, gata, gata, îi spravește! Mă omoară! Nu te omoară nimeni! Ascultă ce spun! Eu plec, să știi! Plec și te las singur! Are cine să te păzească, stuarci de la miliție aici? Și așa ești rănit și o să leșim până la urmă! Și liftul merge și manual! Nu pot! Mă împușcă! Nu te împușcă nimeni! Hai, dă-te jos de acolo! Mai aștept două minute și plec! Ai auzit? Aruncă cuțitul. Ieși. Mi-a dat tramvaia asta. Dar azi conduc și eu pentru prima dată. Șeful de tură mi l-a dat. Și a zis să treci pe aia. Ce ți l-a dat? Acum să nu fii supărat pe mine, bă. Eu nu sunt vinovat. Bă, nu te supăra. Mulțumesc. Dar să nu te superi, auzi? Nu, vezi de treabă. Pe baftă. Mulțumesc. A zis să trec pe la el? Da. A zis, bă. Cum crezi, dar? Am plecat.
Vă salut. Unde mergem? Procuratura, sunt procurorul Matei. Deci am făcut eu ceva, nu altceva vreau să vă întreb. Spuneți-mi, vă rog, a fost un accident acum vreo 10 zile aici în piața Chirigiu. Ăla cu tramvai, mai duc amic. Da, exact. Cum pare că l-ați băgat la zucuri, băiatul ăla cu tramvai? E, nu chiar așa. Nici noi cu una, cu două, nu? Vă băgați degeaba, vă spun eu. Băiatul ăla săracu, era nevinovat. Da? Ce te face să crezi chestia asta? Păi eu tot mai dă-i drum, ai adormit la volan? Nu eram atent, că locul e cam departe, ați văzut și dumneavoastră. Dar țipa cineva și atunci l-am aruncat privire. L-am văzut exact când l-a lovit. A încercat el să frâneze, dar degeaba. Ghinionul meu că s-a întâmplat pe trecere, prieteni. Și așa, dacă te prind pe zebră, nu te iartă, poți să fii și nepotul rudiști. Spune-mi, te rog, stopura verde, dacă îți amintești cumva, bineînțeles. Nu am observat asta. Și să... ce să caute la singur pe trecere pietoni și fugind de nebun? Interesant ce am spui. Da, da. Poți să-mi dau o declarație? Mă rog, eu aș pleca în concediu, dar dacă până la întâi... dacă până la întâi viu, ce trebuie? Da, da. Pute și cursa. Păi să-ți fac cinste. Nu s-o știa, măi? Aha. Uite. Ține. Mai ușor! Te pup, Gigi, pa! Pa, Lili! Alo! M-auzi? Cu văzul cum stai? Ce erai tu mut acum, nici nu mai auzi? Alo! Ți-ai adus aminte de mine, ai? Se poate, sunt rezon. Ce-ai pus mâna sulia pe moacă, mă, mutule? Lasă-mă de mândra. Ai fluturaș pe burta? Da, am fluturaș pe burta. Hai cu limpul. Unde? Hai cu limpul. Un poru. Hai cu mine un poru. Stai jos. Vă mă uit la porumbul ăsta și pe cuvântul meu, dacă nu-mi vine să mă duc așa până el, să iau așa de-a dreptul și când se termină să fiu la mine acasă. Iar m-a chemat aia. Nu ți-am zis, domne, că se aranjează. Am vorbit cu omul. Gata, e aranjat. Dar trebuie să operăm repede, că Gagiu se ușchește la mare și după aia cine știe când se mai întoarce. Cine știe când nu mai prinde. Da. S-a făcut. Pe bune, mă? Pe bune, mă, pe bune. Ce drept. Doamne, ajută, bă. Hai, mă, nu ți-am zis eu. Ascultă ce spune fata aici. Ești bun de cinste, domne. Dai o bere. Bună seara, ați dorit ceva? Așteptă cineva. Păi, zic că aici nu e gara de nord.
Așa că dacă bei ceva, spune, dacă nu, eliberează masa. Păi de-al dracu. One moment. Ce s-a întâmplat, mă? Ce? Hai, mă, deși vrea așa un jus de fală. Și plătește, băi, Barbara, și 300. Hai, mă, plătești ce a rămas eu vreodată fără să plătesc. Auzi, bă, Astimodi, ai noroc cu fata asta. Ți-aduc un jus, îl bei repede și te topești, da? Hai, mă, hai, da. A venit? Afacerea e mai mult decât ok, pe bună. Ce să vă rog? Să vorbești tu cu el, îl cheamă Gianni pe Gagiu, e plin de relații. Păi de ce n-ai spus, bă, de la început că ești cu nea Gianni? Îmi pare rău, băieții, că dacă știam dinainte se schimba în vârteala. Suntem prieteni, da? Mersi, Manelu. Hai, lasă. Mai stai și tu, nițel, pe aici, aștept să-ți facă Gianni semn și merg să vorbești cu el. La noapte mă topesc la mare, ok? Bine. Pa, momotule. Baft! S-a dat la acasă. Am trimis o fată sus, ok? Știu, dar nu e aici. Veni să vă dau ceva de scris. Poate vreți să-i lăsați un moment. Ba, nu, nu, o să plec mai târziu. Da. Dar de ce atâta respect? Sunt prea bătrân, arăt prost. Nu, da, da, nu, da. Totdeauna când veniți aici, când vii aici, așa, ești da. Așa, uite, ai cravată. Chestiune de meserie. Da. Da. Trebuie să fie interesant acolo. E, mă rog. Ai legătură multă, nu e nimic spectaculos. Bună, Ana, mă rog și mi-e chiar. Da. Poți simți. Unul cauți o adresă, altor un om, nici nu găsești de multe ori. De din afară pare altfel. De din afară, da. Și tu? Ca de obicei. Sunt și examenele astea acum. Și Sanda? 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 Zi, Sanda, și asta e. Vino și tu până la noi. O să vin, bine. Salut, am și ramforsare. Bine, vora. Baftă. Vara, să dea drumul la apă caldă, că nu mai pot. Am înghețat cu dușurile astea reci.
Da, la eu mă topesc. Dacă mă caută cineva, nu m-ai văzut. Felicitat! Dragul ăsta cu procurorul. Nu vrea să vină în seara asta, nu? Ei, trebuia. N-am stat de atâtea ori după el. Ăsta dacă n-are timp, de ce și-o mai fi dând de întâlniri? Eu cred că... cred că ține la tine. Și așa... mai arde. Ei, e altfel. Hai mă, că e. Dar am și fost cu el un timp. Era așa nasol la noi în oraș. Eu nu intrasem la facultate. El venise procuror, mă rog. Mama... el e și foarte ocupat. N-are timp. N-are nici bani. La cât muncește el, Lefter, mă? Dacă vine, ce-i spun? Nu vine. Să-l aștept și să-mi stric seara, nu? Ei, strici seara, cum ați o strici. Stai și tu și citești, uite, îți dau eu o carte. Da? Și când o să am 35-40 de ani, ce am să fac? Am să tot citesc? Te rog, pa! Dacă tot mi-s cartela aia, poate-mi dai și mie banii. Ce plăcere! Ați adus ce trebuie, tot, da? Doamne. E mai bine să veniți prin spate. Uh-huh. Bun. Pe aici, domnul Gianni. Nu se greu? Lăsă-le rău jos. Vine fata imediat să le ia. În general, dacă mai găsiți ceva bun de pe lista pe care ți-am dat, ești binevenit. Soțul meu este plecat în străinătate, în delegație. E bine că n-ai sunat. În general să nu sun. Da, doamnă, vin direct. Mai bine direct. Poftim. Bravo, băiețică. Ai pus mâna exact pe ce trebuia. Auzi? Aici unde am fost, stă un ștab mare, poți să verifici. Am vorbit pentru tine și se face. Dar tu trebuie să plătești. Păi de unde să plătești, șeful? Că... bă, dacă vrei să ai un ban, mă asculți pe mine, că altfel bătru tramvaie până la 3 dimineața și înghesui vreo amărtă de taxatoare. Să ia dacă apuci. Și ce să fac? Caietul ăla cu timbre. Zgâiește bine la el. Ăla e salvarea ta. Eu te duc undeva. De unde tu trebuie să mă anglești vreo 10 din asta. Ce să fac? Eu te duc undeva și tu mă anglești vreo 10 caiete din asta. Nu poți, șefule.
japoneze. Nu pot. Pune-mă să spăl mașină, car pachete, fac tot felul de treburi, orice. Dar asta nu pot. Nu pot eu. Dar în bușcărie poți, e? La pârnaia, acolo e locul tău, da? Și dacă mă prinde, nu tot acolo ajung? Dar și eu sunt prost, te trimit undeva să te prindă? Eu am nevoie de caietele cu timbre, tu ai nevoie să scap de proces? Cu asta să te închid. Pula care duce de atâmea și la cale. Eu nu lucrez la coroane, la flori, la sine, cu un nene de-al meu. Stai jos și spune tovarășului procuror ce ai spus mie. Da, și mi-e spune el mie, du-te, băi, Vasile. Așa, du-te să-mi iei niște țigări. Eu plec. Tutunceria este pe partea aia străzii. O clipă, Vasile, eu... ai văzut accidentul? Păi a fost sub ochii mei. Bine, atunci o să ne uităm la niște poze, uite. Ah, păi asta e piața. Da, mă, piața. Da, da, chiar așa era. Dar mașina era în spatele tramvaiului și a trecut pe lângă el și când a ajuns aici, aici la... Bună ziua. Vreo 40 de grade. Ăștia zic că-s 37. Asta e situația. Cum asta e, mă? E întocmai ca aici. Tramvaiul era mai întrat. Bună ziua. Dar mașina avea viteză mare și când a ajuns în dreptul la stop, era cu o palmă în fața tramvaiului. Atunci a venit el pe care l-a lovit. Fugea. Nici nu s-a uitat la stop. A trecut prin fața mașinii, pe lângă botul ei, era să-l pocnească. S-a întors și atunci a venit tramvaiul care l-a luat. Doamne, ce simplu. Noroc cu el că a văzut mașina. Unde ai fost până acum, Vasile? Păi unde să fiu? La florărie. Bine. Ne, Petrica, îți mulțumesc. Bravo, Vasile, ai spus tot. Acum trebuie să și scriu. Da. Acum avem o declarație de orășe popor. Mai rămas bătrânica aceea, Olimpia Ghinea. Trebuie să o găsim neapărat. Bagă bine la cap. Vezi fereastra aia cu zalzavaturi? Prima din dreapta. Acolo stă un bătrân care are caietele cu timbre. Alea de care ți-am vorbit. Sunt al dracului de scumpe. Tomiță, poți intra și cu un briciac. Așa de amărâtă iala. Pe ușă scrie Avachian Aram. Ai tot pe biletul ăsta. Strada ți-am mai spus-o. Aversei 12. Uite-l că iese. Pleacă în fiecare seară la ora 8 să mănânce. Stă la un lacto cam 40 de minute. Curtea mereu pustie, așa cum o vezi. În 10 minute intri, te duci la raftul cu cărți, cauți caietele cu timbre și le iei pe toate. Și cu asta ai scăpat de pârnaie. Ești om făcut. Auzi, bătrâne, da, nu cumva să te topești cu caietele alea. Că așa cum o să te scap, așa te și torni la ștabie și atunci chiar că te-a luat dracu. Când ai marfa, mă cauți. Până atunci nu ne cunoaștem. Hai, vale. Thank you.
așa riscant, din care întotdeauna unul pierde. Și tu? Tu ce risc poți să ai? Să greșesc. Să distrug unul. Sunt tot felul de hoți, de borfași, de vinovați. Pe cine să distrugi? Data asta trebuie stabilit, înțelegi? Tu chiar ești mereu de serviciu? M-a rugat cineva să-i țin locul azi. Da. Tu... Tu ții la ea? Chiar s-a dus la bibliotecă? S-a dus, s-a dus. S-a dus. Mâine are examen. S-a dus. Bine, doamna. Uite, te rog să primești florile astea. Sunt ale tale. Mi le-a adus ei, sunt ale ei. Nu, nu, le-am adus ei, dar sunt ale tale. Asta ca să stabilim adevărul. De formație profesională, înțelegi? Dacă vrei, poți să le arunci. Poți să le zvârli, dacă vrei. Aruncă-le. Nadia, cum mănânci? Nu știam cu cine mă însor. Nu încurci! Tu, Doare! Bă, ce faci, bă? Ah, stai, mă! Ți-ai luat mașină? Ce, ești nebun? La de unde am eu bani de mașină? Tu vei mine nici tu ce vede. Faci? Ce cu tine pe aici? Merge la gara, după aia la mei, ca să o prezint da. Pe... Pe ce acasă? Da. Ești tot, mă, n-ai treabă. Bă, te rog ceva. Zi. Când îi vezi pe ai mei, vezi pe blat cu chestia asta cu accident. Dar nu le-am scris. Da. Înțelegi, da? Păi la Cămin n-ai mai venit, n-ai mai... Păi nu mai, am treabă, trebuie să mă aranjez și eu într-un fel. Uh-huh. Mi-a promis cineva că mi-aranjează o chestie la Aversa, dacă știi. La scule, la sculărie. Uh-huh. Și cu banii cum mă duci? Bine, bine. Adică mă descurc. Aoleu, am să-ți dau 200 de lei. Așa-i. Iartă-mă, mă, știi cum am uitat, iartă-mă. Stai așa că ți-aduc mine. Dar repede că ne grăbim. Imediat. Nu pleci, da? Nu, nu. Nu pleci. Cum să plecăm, mă, dacă ne datorezi bani? Te așteptăm. 2 minute. 3. Hai, mă! 5. 6. Gata, repede, că ne grăbim. Așa. Hai, da. Șeful. Zi, bătrâne. Dă și mie 2 foi. De ce, mă? Am să dau niște bani la un prieten. A venit acum, după ei. Și vezi ce faci cu caietele alea. Am fost colegi de la Cămin. Alo! Aveți răbdare? Tu ai văzut ce are ăla? Ce? Ce are ăsta pe piemă? Ce, îți place? Bă, da. Hai, că-i mișto. Uh-huh. Este grațile are. Bine, măi. Și atunci... Toma! Da! Te-am lăsat. Baftă! Baftă! Să fie! La amândoi. Să vii la să fie bine, da? Da? Și nu mă uita cu chestia aia, te rog eu frumos. Nu, 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 nu. Ura! La revedere! Ura. Avem bani! Reici! Salut! Am adus. Cu cine? Martura. Care martură, domnul? Olimpia Ghie. Oh, bravo, nea Petrica. Ești mare. Hai. Vă vedeți? Da. Intrează, nu? Poftiți? Bună
Bună ziua. Poftiți, vă rog, pe scaun. Mulțumesc. Dumneavoastră sunteți Olimpia Ghinea? Da, eu sunt. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Dumneavoastră ați dat o declarație acum 2-3 săptămâni în legătură cu accidentul din piața Chilegiu, accidentul de tramvai. Da, 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 așa s-a întâmplat. L-a lovit pe bietul băiat și a murit. A murit nevinovat. Da, spuneți-mi, dumneavoastră ați fost de față la accident? Dar pe cum să nu fiu de față? Dar nu era să scrii ceva la care n-am văzut, nu? Normal. Eu tocmai mă duceam la Frosa. O clipă, cine-i Frosa? Frosa-i sora mea. Eu în fiecare joi mă duc la ea. Da. Uitați ce vreau să vă întreb. Da. În clipa accidentului, stopul era roșu sau verde? Pe cine să se mai uite la stop când ăla l-a izbit și am văzut cum a căzut din izbitura aia? Da. Și dacă ai ști cum l-a izbit sărăcuțul de el. Da, uitați de ce v-am chemat. Nu vă supărați, o să mai dați o declarație. Uitați, aveți aici hârtie. Pentru că în declarația cealaltă a scris că stopul era verde. Așa a scris ea? Da. Ochelari. Că fără ei abia pot să văd. Da, uitați aici, creionul. O clipă. În momentul accidentului aveați ochelari la dumneavoastră? Nu, nu aveam. Dar de ce? Nimic, nimic. Nu, ce s-a întâmplat? Nimic, scrieți-vă. Tomane Gheorghe, colegul meu, știu. Nu e aici. Se vede. Dar unde e? Eu nu se știu. Auzi? Dar lasă gargara și spune unde e. Ia uite-l. Pe dumneavoastră nu-l băgați la pușcărie? Dacă e vinovat, da. Eu cred că nu e. Ce zici? Toată vine, doarme la cămin, altor nu. Zicea că se angajează la sculărie. La Aversa. L-am întâlnit pe stradă. Era cu un cetățean elegant, cu mașină. Mm. Și cum arăta tipul? Cetățeanul, vreau să spun. Înalt. Și elegant. Și avea un tricou șucar. Ce credeți că avea pe el? Nu știu. Un păianjen. Pe tot pieptul. Și ce culoare era tricou, alb? Nu, albastru. Înseamnă că îl cunoașteți pe tip. Nu te încă da. Să știi că nu sunt mulți care să aibă tricouri de-astea șucare, cum spui tu.
Deci n-aveți pe nimeni cu numele ăsta la întreprinderea aversă? Nici la sculărie? Păi v-am mai spus, Toma Ne Gheorghe. Aici. L-am găsit la filatelie. Stai jos, fără. Stai jos, fără. Nici la vreo altă sucursală din oraș. Al sediu, da. Bine, aștept. N-aveți niciun drept. N-am făcut nimic. Al, aici vorbești numai când ești întrebat. Ai înțeles? Filatelistule. Deci n-aveți. Bine, mulțumesc. Ce ai vorba cu Toma? Nu te luat niciun Toma. Las că ai să-l cunoști imediat. E acolo? Bine. De fapt, mă opresc, tovarășii, pentru că știu unde am fost înainte. Dar acum sunt în regulă. Să și încă pămânci. Lucrez după amiază. Și e greu? Puteți să verificați. Da. Unde zici că l-ai găsit? La filateliști. Are o nouă pasiune. Timbrele. La filateliști? Mă auzi? Știi ce vreau să spun? Noi nu ne cunoaștem de ieri de azi, nu? Eu nu te întreb care Toma. Că tu știi bine care Toma. Eu te întreb ce ai avut cu el. Înțelegi? Dacă găsiți ceva la mine acasă, bine. Dacă nu, e treaba puștului. Eu sunt curat. Uite, cunoști procedura, nu? Aici hârtie, creion, scrie tot. Tot așa cum s-a întâmplat. Dacă nu-ți ajunge, treci și pe versa. Nu scriu nimic. Confruntați-mă cu băiatul. Eu pot să plec, sper că nu... Nu crezi că aici rămâi, Gianni. Și pe băiat nu ți-l las, înțelegi? Mi-a intrat mie în cap ideea asta tâmpită. N-aveți niciun drept să mă rețineți. Nu, păi nu, sigur. Când au fost dovezi, m-ați pripolit. Da. Dar acum de ce? E abuz. Nea Petrică, eu am să dea o declarație. E abuz. Până la ora 12. Hai, lasă-te așa, e legal. Alo, Matei sunt. Vreau o listă cu toți colecționarii de timbre mai importanți din oraș. Colecțiile cele mai importante de timbre, da. Bine, aștept. La cât ești de furios, începe să-mi scadă elanul că vei reuși. Nu vrei să-mi predai mie dosarul cu Toma ăsta? Eu v-am spus că vreau să-l salvez pe băiat. În pușcărie poate să ajungă foarte ușor. Nu trebuie ajutat. Matei? Da. 100? Păi ce dacă-s 100? Da, azi după masa. Și așa am terminat programul, așa că o să vin la birou să-l iau. Mulțumesc. Vreau să mă iertați, m-am cam enervat. Ce părere aveți de o bere? Una mică. O să am discuție acasă, da. Asta-i.
căsnicie e o treabă serioasă, domnule. Ce, eu credeți că nu m-am gândit? La viața noastră, știți cum e, prefer neașteptate de acasă, drumul, tot timpul probleme. Nu e un program stabil. Nu, e greu. Știu eu ce e în capul tău. Tu tot la toma asta te gândești. Ai probe la dosar, dă-i drumul mai departe, nu putem sta pe loc. Zic, nu e așa de simplu cum crede. Tu nu o să poți să stai toată viața să te ții după băiatul ăsta, domne. Nu știu, pare absurd, într-adevăr. Păi și este. Am convingerea, domne, că e nevinovat. Vă dați seama în ce situație e el acum, dat afară de la tramvaie. Îl năucește orașul. Cunosc foarte bine această senzație. Exact așa eram și eu la început. Nu puteți înțelege asta. Dumneavoastră e altfel, v-ați născut la oraș și cu totul altceva. Nu știu, dar dacă nu încăpea pe mâna lui cu păianjă în scârba aia, am convingerea că îl salvam. A scăpat ușor cu berea? Nu v-a certat? Da. Nu, nu pot să vin, că am o întâlnire și eu ca băieții. Într-o sfert de oră plec. Tocmai mă pregăteam. Nu-mi spune nimic. Am învățat-o pe drea afară. A brudat Dan strada. Bojorneanu. Auziți? Poți să vă sun eu mai târziu? Nu, că mă gândesc la ceva. Când ai plecat? Da, e și 20. Am stat 5 minute în plus numai pentru că m-ai rugat tu. Bine că ai venit, Dana. Ai toate hârțoagele aici. Mulțumesc. Uite, bine, bine. Pa. Ai altă întâlnire? Mm-hmm. Pentru 8 jumate, nu? Nu, pentru 8 și un sfert. Știam că nu o să vină. E foarte ocupat. Dana, vreau să spun de mult. Dacă tu vrei să-l aștepți, așteaptă liniștită. Din partea mea, doar dacă tu crezi că merită. Cred. Dana, dă-mi și mie cheia. Dana. Asta e. Mersi. Grețanda. Chiar foarte tare. Nimeni nu merită, spun eu. Plec. Întârzi și nici pe mine nu o să mă aștepte cineva la nesfârșit. Dar tu crezi că merită? Ce să merită? Să te întâlnești cu cineva care... Nu te așteaptă până vii, la nesfârșit. Pa. Pa. Mi-a sărit în ochi adresa asta. Mersi. Dacă aveți dreptate cumva, intru eu prim. Te rog. Păi, acum am vedea. Avachian Aran? Da, da, ăsta e. Așa am făcut legătura cu angajarea lui Toma la întreprinderea asta Versa. Vino cu mine. Vă salut. Bună seara. Sunt procurorul Matei. În ce privință? Nu, nu, în legătură cu dumneavoastră, nu. Spuneți-mi, vă rog, ați văzut cumva un băiat
brunet slăbuț de întrecoare casei? Nu, n-am văzut pe nimeni. Da, dar vecinul noastră, domnul Avachian, aveți idee unde e? 8:25. Bună seara. Bună seara. Ce zici? O măriguță? Dacă-i ordin. Nu-i nimeni acasă. Și noi mai aveam ceva de discutat. Toma, stai! Stai, mă, băiatule, că n-ai unde să fugi! Stai, mă, nu-ți dai seama! Stai, mă! Vă rog să mă credeți că n-am nicio vină. Mi-a ieșit... Gura! Simplu, lasă-mi, lasă-mi, nimic, am văzut nicio vină. Tu pare și un pare. Da. Nu știu ce mai. Ia-l, ce-am. Urcați, urcați. Mă duceți la urgență, eu rămân la accident. Da, mă înțeles, la urgență. Bine, bine, du-te. Treci pe stop, treci pe stop! Bine, nicio problemă. Cum s-a întâmplat, domnule? Hm? Cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat, ca de obicei. Ea a sărit în față, a frânat. Brusc. I-a sărit în față și atunci a frânat. Brusc. Dosar scrie că te-ai născut la Tămășești. Da. Acolo am și crescut. Acum 2 ani am plecat acasă. E? Mai făceați baie la iazul ăla cu salcia strâmbă în mijloc? Nu. A secat de mult. Ne duceam tocmai în vale la pod. Dai seama că dacă eram cu un an, doi mai tânăr, mergeam la pescuit împreună. Dacă vrei, te duc eu la un loc care știu numai eu. Hai, mă, hai. Thank you.
Mm-hmm.